Modificările din codul de procedură fiscală aduc și unele prevederi rezonabile și așteptate de către contribuabil, dar și unele măsuri de sancționare pentru că așa se simte autoritatea coercitivă a statului, precizează consultantul fiscal Adrian Bența. Acesta explică faptul că s-au pregătit noi soluții pentru suspendarea executării silite și în perioada în care contribuabilul face demersul să obțină garanții bancare sau caută soluții să prezinte scrisori de asigurare. Pentru deschiderea unor sedii secundare, termenul de depunere al declarației se prelungește de la 15 la 30 de zile. Pe de altă parte, Bența subliniază tendința din ce în ce mai accentuată a autorității fiscale de a da amenzi. De data aceasta, principalii contravenienți sunt românii care lucrează în străinătate și care nu și-au anunțat plecarea la fisc. Astfel, un cetățean român ce părăsește teritoriul țării pentru o perioadă mai mare de 183 de zile trebuie să dețină chestionarul de rezidență fiscală. Acesta se depune cu minim 30 de zile înaintea plecării din România. Prevederea a fost reglementată de la 1 ianuarie 2016 prin noul cod fiscal. Ordonanța recent publicată introduce amenzi pentru cei care nu respectă această procedură. Amenda este între 50 de lei și 100 de de lei arată consultantul fiscal